găsit la știrile TV, Giugiu deschide mediția cu principalele subiecte pe scurt. Coșmarul locuitorilor de pe Alexandrie aproape de unități de alimentație fără avize pentru securitatea la incendiu. Bunuri introduse ilegale în țară confiscate la frontieră. Dezinteresați de partidul România Danemarca. Ceea ce locuitorii de pe șoseaua Alexandriei așteptau de ani de zile s-a întâmplat astăzi. Au lucrările de asfaltare a acestei artere rutiere, iar până în după amiaza acestei zile a fost asfaltată o bandă de circulație de la intrarea în oraș până aproape de bari. De asfaltare pe șoseaua Alexandriei s-au derulat astăzi destul de rapid. S-a ajuns în sfârșit la realizarea acestui proiect implementat de Consiliul Județean după ce primăria transmis acestuia drumul în administrare, astfel că în sfârșit s-a trecut la modernizarea acestei artere rutiere. Dacă locuitorii din zonă au din acest punct de vedere de ce să se bucure, nemulțumirile lor se leagă tot de transportul în comun. Suntem mulțumiți așa cât face șoseaua, că circulația era oprită pentru
șoseaua, ei le-au oprit. Bine mersi. Că sunt plătiți din banii publici, inclusiv primarul, inclusiv cuponul de pensie și buletinul. La un șofer care deține 3 sau 4 clase. Buletinul să predă numai la organ ne facă legitimație sau carduri speciale de transport în comun. Vreau să facă autobuzul mor ca autobuzul până la piață. Când a fost până acolo. Cauza șoselei nu mai veneau autobuzele nici măcar. Da. Mai bine. Da. Nu am nevoie nimică, dar vreau să privind asfaltarea șoselei Alexandriei este finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Termenul de finalizare a proiectului este 31 decembrie. Reprezentanților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ai riscat un adevărat circ în Consiliul Județean. A fost un circ ieftin în urma căruia au ieșit la iveală înțeles dintre liderii politici care, în loc să numească specialiști în ADI-uri, au optat tot pentru politicieni. De fapt, se pare că a fost vorba de o înțelegere între PSD și Vasile Mustățea, cei care au dictat jocurile în ședința Consiliului Județean. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, județean au fost 3 puncte care au declanșat și
întâlnirea câte unui reprezentant al Consiliului Județean în cele trei ADI-uri. De fapt, scandalul a izbucnit atunci când consilierul județean Mihnea Boierescu a început să pună întrebări președintelui Vasile Mustățea despre demisia lui Dumitru Beianu din ADI și despre o posibilă cerere de retractare. Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări. A spus dumneavoastră mai bine. Gata. A spus întrebări. Opriți-mi.
De fapt, toate aceste discuții au avut loc degeaba. Cărțile au fost făcute înainte de ședință și de asta și-au cam dat seama toți cei care nu au contribuit la acest scenariu. Vasile Mustățea a venit cu propunerea care reprezentant al Consiliului Județean în ADI-ul management eficient pentru un județ curat să fie Cristian Țone, un specialist al Consiliului Județean care lucrează de 7 ani la acest proiect. A fost o propunere de imagine pentru că Cristian Țone a preferat să se retragă.
propunerea unui tehnocrat în ADI nu a avut nicio șansă în fața înțelegerilor dintre consilierii ale de PSD și Vasile Mustățea, care au venit cu propunerea ca Andrei Ovidiu să fie reprezentantul Consiliului Județean în ADI. Liberalii l-au propus și ei pe consilierul Mic, dar jocurile fiind făcute nu a avut nicio șansă la votul secret. Poate fi negată de nimeni, însă trist este că și de această dată s-a optat pentru jocurile de culise ale partidelor pentru a-și plasa oamenii în funcții în detriment lor fără culoare politică, experți în proiectele care au dus la crearea celor trei ADI-uri. Că din totalul de 53 aflate în evidențele inspectoratului pentru situații de urgență, nu au autorizații de securitate la incendiu. Alte 28 au o astfel de
parte din categoria celor care nu necesită așa ceva. În evidențele inspectoratului pentru situații de urgență sunt înregistrate la nivelul județului Giurgiu 53 de unități de alimentație publică, din care 28 au autorizat securitate la incendiu, 10 astfel de unități nu necesită autorizație, iar 15 nu au primit autorizarea. Conform evidențelor, ISU-ul la școală de Giurgiu există 53 de obiective din categoria alimentație publică, din care au autorizate 28. 15 obiective de securitate la incendiu, iar 10 dintre ele nu necesită această autorizație de securitate la incendiu. Minute până acum cele 10 unități care nu au nevoie de autorizație sunt unități cu suprafața sub 200 de metri pătrați sau au fost înființate înainte de anul 2006, adică apariția legii 307. Numărul donatorilor de sânge a scăzut la jumătate după prima săptămână care a urmat tragicului eveniment a avut loc în clubul colectiv. În această perioadă, pentru victimele incendiului, aproape 120 de juveni și-au demonstrat solidaritatea și-au donat sânge. În a doua săptămână, însă, media zilnică care a venit la nivelul unei perioade obișnuite. În prima săptămână de când a avut loc tragicul din clubul colectiv din București la centrele de transfuzie din toată țara s-au format cozi interminabile. Românii au demonstrat că pot fi uniți și au devenit solidari cu cei care în această perioadă trec prin momente cumplite.
nici juvenii nu au stat deoparte și au reușit să înregistreze un număr de donatori de 4 ori mai mare față de o zi normală. În a doua săptămână, însă, acesta a scăzut la jumătate. Săptămâna 26 noiembrie am avut recoltate 117 probe, iar săptămâna aceasta de la 9 la 13 încă 47 de probe. Pot să vă spun că am avut probe din toate grupele. Bineînțeles, 0 și 1 fiind mai frecvente, avem mai multe. Dar am avut și din grupele B și AB. Și pozitiv. Negativ. Deocamdată numărul donatorilor s-a redus. În medie avem câte 7-8 pe zi. Este totuși un lucru bun. Chiar și în aceste condiții, directorul centrului de transfuzii Giurgiu spune că sângele de la juveni până prezent este mai mult decât suficient. Iar o nouă avalanșă de donator nu ar reprezenta un beneficiu. Un lucru bun ar fi ca numărul celor care donează să rămână constant la o medie de maxim 15 donatori pe zi. Pungile cu sânge prelevate de la juveni au fost împărțite între centrul de transfuzii și nevoile spitalului județean. Primele probe, 70 de probe din primele două zile. După ce au fost validate, spun sincer, durează un pic, având în vedere că noi nu avem la
operator la Giurgiu. Produsele, adică probele, se validează la București. Așteptăm câteva zile după ce au fost validate 42 am trimis la București și restul le-am oprit pentru Spitalul Județean Giurgiu. Acum avem trimise iarăși 80 de probe la București și așteptăm validarea luni sau marți. Și în funcție de asigurând Spitalul Județean Giurgiu și surplusul merge la Institutul Național de Hematologie de la București. Directorul Centrului de Transfuzii Giurgiu spune că în perioada următoare numărul donatorilor nu va mai crește atât de mult, deoarece mulți dintre giurgiuveni nu dețin informațiile complete despre procesul de donare despre beneficiile acestuia. În cazul producerii unui incendiu, apa nu este întotdeauna salvarea. Dacă focul izbucnește în propria locuință, este important să ne păstrăm calmul și să reacționăm rapid. Pompierii vin cu sfaturi utile pentru ca giuvenii să știe ce au de făcut în astfel de situații. În cazul în care ne confruntăm cu un incendiu chiar în propria locuință, este bine să știm cu toții ce avem de făcut. Reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență Giurgiu vin cu sfaturi utile și spun că în aceste situații esențiale este să ne păstrăm calmul. Dacă focul izbucnește în propria locuință, apa nu totdeauna soluția. În cazul în care o caratiță, de exemplu, ia foc, aceasta nu se stinge cu apă. De obicei, sau cel mai
este să așezăm o cârpă umedă care să acoperă vasul respectiv sau dacă nu avem la îndemână putem să-l acoperim cu un capac sau cu o altă cratiță. Dacă se întâmplă să vi se aprindă hainele, dezbrăcați-vă cât mai repede. Nu fluturați mâinile pentru că veți alimenta focul. Cereți ajutorul cuiva care vă poate acoperi cu o pătură sau un covor, iar dacă nu, puneți-vă la pământ și rostogoliți-vă stânga dreapta. În momentul în care se produce un incendiu la o priză de la un aparat electric, nu scoateți nimic din prize. Lăsați-le așa, nu aruncați apă niciodată și mergeți la tabloul electric din apartament. Apăsați clapele și opriți curentul electric în locuință. În locuințe, extintorul nu este obligatoriu, însă este de recomandat să aveți unul la îndemână. Păstrați o distanță de siguranță față de incendiu, dar nu părăsiți zona pentru a putea oferi informații echipajelor de intervenție. Nu vă întoarceți în locuință pentru a salva diferite bunuri. Viața noastră are întotdeauna prioritate și veți îngreuna misiunea echipajelor de intervenție. Incendiul izbucnit în casă se extinde, cel mai important este să vă salvați. Părăsiți încăperea în cel mai scurt timp. Fumul se degajă la un nivel superior. În momentul acela lăsați cât mai jos, lăsați ușa deschisă și sunați la 112. Ne mai învață cei de la ISU. Doar într-o singură zi, cea de ieri, polițiștii de Giugiuveni au descoperit ascunse în două autovehicule articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, flacoane de parfum și obiecte decorative
cetățean bulgar și un cetățean turc au încercat să le introducă ilegal în țară. Bunurile au fost confiscate, iar cei doi s-au ales cu dosare pe în vama, Giurgiu, ziua de 12 noiembrie 2015 s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru doi șoferi, unul bulgar, conducătorul unei auto-utilitate și un altul turc aflat la volanul unui autocar. Ambii au încercat să treacă prin vamă cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, parfum și obiecte decorative cele două autovehicule și suspicionate de a fi contrafăcute. În cazul șoferului bulgar au existat suspiciuni cu privire la forma și conținutul documentului de însoțirea mărfii, adică peste 6.000 de obiecte de îmbrăcăminte și mai mult de 2.500 de obiecte decorative. În urma verificărilor efectuate asupra avizului de însoțire a mărfii, dacă acesta nu îndeplinește condițiile de formă și conținut, fiind susceptibil a fi fals. Bunurile în valoare de 30.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, urmând a fi în camera de corpuri de delicte a sede pe FG Giurgiu. Șoferul turc al autocarului, poliziști de frontieră, a fost deja de a face încă de dimineață. Acestuia s-au descoperit în cala autovehiculului mai mult de 450 de obiecte de îmbrăcăminte și peste 220 de flacoane de parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. Cercetările au scos la iveală faptul că cetățeanul turc și un altul român de 38 de ani erau deținătorii bunurilor. Suspiciunea că contrafăcute bunurile în valoare totală de 136.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în
vederea continuării cercetărilor, iar bărbaților în lista întocmit dosare penale pentru să vorbim infracțiune de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare. Duminică începe postul Crăciunului care durează 40 de zile, astfel că mâine se lasă sec și este deci ultima zi în care credincioșii și mai pot mânca de dulce. Este un post lung, dar destul de blând, pentru care multe dezlegări la pește. Cu toate acestea sunt puțin cei care mai respectă acest obicei, meniul de post fiind considerat prea scump. Crăciunului începe în 15 noiembrie și se va încheia peste 40 de zile în ziua de 24 decembrie. Este primul post din anul bisericesc, iar este al doilea după postul Paștelui. Se spune că în această perioadă creștinii ortodoxi care postesc se curăță atât trupește cât și sufletește. Acest fiind unul al bucuriei în așteptarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere al alimentației, postul Crăciunului este mai ușor decât cel al Paștelui, multe dezlegări la pește, unt de lemn și vin. Chiar și așa obiceiul nu poate fi respectat în tocmai de giurgiuveni, pentru că prețurile la legume sunt prea mari pentru arele lor. Un kilogram de fasole costă 10 lei, iar unul de varză în jur de 2 lei. Conopida poate fi cumpărată cu 7 lei kilogramul, iar un kilogram de țelină pornește de la 5 lei și ajunge la 8 lei. Din meniul de post nu pot lipsi cartofii care pot fi cumpărați cu un leu și 5
și 2 lei, dar și dovleacul cu 2 lei kilogramul. Merele costă 3 lei, 3 lei și 50 de bani, iar prunele uscate 15 lei kilogramul. În aceste condiții, oamenii spun că preferă carnea și, în principal, mâncarea de dulce în detrimentul celei de post. Noi pensionari, doamnă, la 5 milioane care le am, eu doar de gustare.
și spun că din ce în ce mai puțin giurgiuveni țin post și că legumele preferate rămân cartofi și fasole. Din experiența dumneavoastră, ce cumpără giurgiuveni în această fasole, praz, să facă dacă ori ține post, care ține post, care cumpără praz, cumpără ceapă, cumpără spanac, roșii, ardei, da, astea cumpăr. Da. Care ține post. Un studiu arată că obiceiul de a ține post este mai rar întâlnit în rând dintre trei tineri cu vârsta până în 30 de ani nu postesc, în timp ce aproape jumătate dintre persoanele peste 30 de ani nu au acest obicei. Electorală permanentă se demarează în perioada următoare o campanie de recrutare a operatorilor de calculator pentru secțiile de votare. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească câteva cerințe de bază. Tot ce vor avea de făcut este să monitorizeze prezența la vot și să prevină votul ilegal. În baza normelor metodologice privind funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, autoritatea la permanentă de demarează în perioada următoare o campanie de recrutare a operatorilor de calculator pentru secțiile de votare. Instituția recrutează pentru alegerilor peste 30.000 de persoane pentru a ocupa funcția de operator pe calculator. Operator pentru calculator. Thank you.
alegerile de anul viitor, după alegerile locale, cât și alegerile parlamentare, vor fi selectați de către autoritate, dacă vreți, de către autoritate electorală permanentă. Acestora.
ori Clement și va aduce pe scenă nume de marcă ale muzicii populare românești. Ideea realizării acestui spectacol denumit Alături Îngerii îi aparține lui Ilie Clement. Acesta a apelat la numeroasele sale cunoștințe din muzica populară și din folclorul românesc. Ținând cont de faptul am atât de mulți prieteni în cântecul popular românesc. M-am gândit că este omenește să ne ajute. Sunt în viață, familiile celor dispăruți și să organizăm un eveniment muzical grafic de folk. Data de 19 noiembrie, ora 18, la Ateneu Nicolae Bălănescu. Artiștii la care a apelat Ilie Clement au răspuns cu bucurie invitație și au confirmat participarea. Se anunță așadar un spectacol de mare ținută, spectacol ce va fi prezentat de Adriana Bahmuțeanu. Aceștia au răspuns ca niciodată prezent. Mulți dintre ei nu au putut și regretă putut să participe din cauza unor filmări programate pentru evenimente, pentru sărbătorile de iarnă, însă și noiembrie avem o distribuție de excepție, artiști care nu mai fost la Giurgiu de foarte, foarte mulți ani. Este o dovadă și întărește cele spuse de mine. Printre cei
care vor evolua pe scenă se numără Ileana Ciuculete, Ana Maria Rosa și Aurelian Preda, Cristina Turcu Preda, Neta Soare, Maria Ghinea, Sanda Argint, Silvana Râciu, Mihai Constantache și mulți alții. Dar spectacolul de joia viitoare va oferi și multe surprize. Sunt emoționat și pentru faptul evenimentului am fost căutat telefonic de alți artiști care nu sunt prezenți pe afiși. În schimb, vor participa la acest eveniment caritabil. Nu vreau să vă dezvălui numele lor pentru că au dorit să fie o surpriză în spectacol. Costul unui bilet este 35 de lei, iar așa cum spuneam, sunt întreaga sumă care se va aduna din vânzarea biletelor, cât și din donații, vor fi dirijate, vor fi distribuite familiilor celor necăjiți. Numărul de locuri din sală fiind limitat, cei care vor dori să meargă la spectacol pot procura biletele de la punct volant amplasat în piața centrală. Pentru cei care din diverse motive nu pot fi prezenți la spectacol, dar sunt dispuși să doneze, vor fi puse la dispoziție 3 numere de telefon special pus în funcțiune care vor fi făcute publice din timp. A jucat rolul său memorabil în blestemul pământului, blestemul iubirii, ceva mai mult de 50 de roluri pe scena Teatrului Bucureștean Otaran. Ioana Crăciunescu, cea care s-a
noiembrie 1950 în București este însă și autoarea unor volume importante de versuri. Și dacă în această postură este mai puțin cunoscută publicului, Gabriel Licean este cel care apreciază poezia și afirmă că o cunoaște pe artistă dinainte de 1900. Poetă, postură în care este mai puțin cunoscută, Ioana Crăciunescu s-a născut la 13 septembrie 1950 la București. A absolvit liceul Mihai Viteazul din capitală și cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, după care a devenit actrița teatrului Notara pe scenă. Acest a jucat mai mult de 50 de roluri, iar în cinematografia românească Ioana face un rol memorabil alături de Șerban Ionescu în Blestemul Pământului o producție în care se urmărește tema romanului Ion al Liviu Rebrea. Ion al planetarului este un tânăr țăran, steț și harnic, dar
reprezintă poetul clasic contemporan care a scris câteva volume de versuri agregate de personalități ale culturii, printre care și cunoscutul scriitor și filosof Gabriel Licean.
că a fost principala informație ale zilei, rămânesc cu noi, urmează rubricile sport și meteo. Nu ratați în această seară emisiunile Iluzii Prejudecă Perspective și Cronica Giurgiuveară în direct la TV Giurgiu. Sunt Nicola Tapana, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Frumoasă de început de iarnă ar putea aduce mulți spectatori pe stadioanele județului sâmbătă 14 noiembrie, când este programată 11-a etapă în campionatul județean al Divizia 4 a fotbalistice. După 10 etape în care Dunărea, Giurgiu și Arsenal Malo au făcut de câteva ori schimb în clasament numai datorită colaverajului. Nimic imprevizibil nu pare că se poate întâmpla până la meciul din returi dintre cele două formații fruntașe. În etapa de sâmbătă, Dunărea joacă în deplasare la Vedea. Echipa ce a început slab campionatul și a târnat în spatele acestuia de pe penultimul loc. Un meci mai echilibrat se anunță la Mihai Bravo, ocupant al locului 4 în clasament, care întâlnește liderul Arsenal Malu cu dorința de a lua cel puțin un punct și a se desprinde de unire ai izvoarele. Asta numai dacă izvoarele care acum sunt pe locul 3 ar putea pierde la oina acum. Echipa aflată puțin sub mijlocul clasamentului.
acestei partide am solicitat părerea managerului echipei Arsenal-Malu cu privire la formațiile care ar putea încurca planurile mălurenilor. După cum arată și clasamentul în momentul ăsta și forma echipelor, cred că Unirea Izvoarele și CSM-ul Dunărea Giurgiu sunt principale noastre contracandidate de la calificare la play-off. Arsenal Malo a avut un parcurs foarte bun în campionatul trecut și și-a dorit să meargă în Liga a treia sezonul acesta. Mălurenii au aceleași ambiții. Dacă se poate și cu și campionatul, apoi răzbunarea pentru eșecul spre Liga Superioară. Se pregătesc pentru Liga a treia la ora actuală. Dar bineînțeles, am fost pregătit și anul trecut, numai că spre ghinionul nostru am picat cu echipa din voluntari care a folosit jucători de la prima echipă și a fost foarte greu să ajungem să ne calificăm. Succes din partea noastră. Campionatul fotbalistic al Ligii Prieteniei Giurgiu a programat aseară pe stadionul La Balon de pe șosea a Prieteniei prima manșă din etapa a doua competițională. Partide au fost disputate una după alta la interval de o oră, dovedindu-se încă de la început o manșă încărcată de hotărâre și efort, fiecare partidă fiind foarte disputată. Prima întâlnire a pus o echipă foarte tânără, astea viitorul cu energie, are mușchi, o partidă derulată în viteză și pe alocuri tensionată, dar fotbalul per ansamblu a fost unul de calitate. Iar în final, cei mai tineri au învins
2 la 4 și turneul merge mai departe. Da, ne bucurăm că am reușit să câștigăm și împotriva Remușului cu echipă bătrână experimentată care a știut să așeze pe teren. Noi un grup de copii cât de când ne mișcăm și noi ne place ce facem și iată, în așa. Poate vă place prea mult, am văzut că v-ați și cercetat la un moment dat. Voi nu mai vorbesc de joc puțin mai tare și al adversarilor și al la jucătorii mei să nu ia cartonașe și galbe cum s-a luat și de exemplu cartonașul roșu care m-a exasperat destul de mult. M-am supărat pe ei, dar e bine că în final. Un meci e foarte bun, am văzut mai multe meciuri de la această competiție și mi s-a părut unul dintre cele mai bune meciuri care în cadrul acestei competiții. Ce ambiție aveți cu echipa voastră? O ambiție să câștigăm fiecare meci la care luăm parte. Asta e important. Participăm, facem mișcare și acum că am s-a întâmplat să pierdem, asta este data viitoare, să ne luăm revanșă. Înseamnă lucru cum vi se pare competiția. Un lucru foarte bun, da, și așteptăm nerăbdător săptămâna de săptămână, așteptăm fiecare etapă, așteptăm să venim să ne prezentăm. Să câștigăm fiecare meci. Nu este mai greu. Este mai greu un efort fizic mult mai mare.
pe ambele planuri. Chiar dacă v-a lipsit de anotator, ați avut un comportar bun. Putem să le proiectăm în cea voastră comportare. Da, într-adevăr, l-avem pe Cristi. E bine să avem doi portari, pentru că lui Dan nu i-a permis serviciu să fie alături de noi în seara asta. Poate săptămâna viitoare să-l avem cu noi. Sunt convins că săptămâna viitoare o să câștigăm. Tot joi s-a mai disputat partida care a pus față în față formațiile prietenii și tenele Giurgiu. O partidă de asemenea disputată, dar la capătul căreia tinerii libera să recunoască în viniș cu 7-3. Și tot în cadrul mașii întâi din etapa a doua a campionatului s-au mai disputat partidele dintre Liga Prietenie și Foris Bicu cu 4-4. Iar seara a fost încheiată cu întâlnirea dintre SNLP și Los Angeles, scor final 4-0. Următoarea manșă se va desfășura luni 16 noiembrie. De la orele 20, de altfel organizatorul competiției Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Asta e pentru întreaga durată a competiției următorul program cu începerea primei care mașă luni încep în cora 20 și joi încep în cora 17. Se aproximativ o jumătate de oră pe stadionul oficial al clubului Astra Marina Anastasia Sovici. Va începe partida internațională de fotbal dintre selecționata de tine României și cea similară a Danemarcei. Partida contează pentru campania de calificare la campionatul european Under 21 din 2017. Pentru această întâlnire, organizatorii au pus la vânzare biletele de acces începând
două locații din oraș respectiv la casele de biblioteca din piața centrală și bulevardul Constantin Brâncoveanu. Cei care nu au bilet, dar vor să intre pe stadion, mai pot încă procura tichete de la caseria din apropierea Săliciului Hardy. Iar dacă organizatorii partidei au stabilit prețuri mici pentru biletele de acces, 5 lei pentru peluze și 10 lei pentru tribuna întâi, juvenii nu s-au arătat prea încântați de această partidă. Așa că la casele de bilete a fost liniște. În preliminarele Euro 2017, România face parte din grupa a 5-a, alături de Bulgaria, Țara Galilor, Danemarca, Luxemburg și Armenia. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din nou ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate care vor merge la Euro 17 în Polonia. Vremea va continua să se răcească ușor și va ploua în nord-vestul, în centrul și în estul țării. Spre seara, în zona Carpaților Oriental, vor fi și precipitații sub formă de soare. Temperaturile maxime vor urca pe
peste 10 grade în toată țara și vor ajunge la 19 grade în sud. Duminică vremea se va răci în toate regiunile, astfel încât valorile termice se vor situa în jurul celor calendaristice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 6 și 15 grade. La Giurgiu vom avea cer senin și temperaturi relativ ridicate. Maximele termice în weekend vor fi între 15 și 18 grade de la Giurgiu, Ghimpoați, Izvoarele și Comana și între 13 și 16 grade în Mihăile și Hotarele și Bolinti. Vântul va la cu viteză de 27 de kilometri pe oră din direcția sud-est, presiunea atmosferică va fi de 766 milimetri coloană de mercur, iar umiditatea de 41%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15 centimetri. Cota probabilă fiind 14 centimetri.